minister. Da, da. La Ministerul Sănătății și am spus că cum se poartă cu beneficiare. Că directorul nu ridică telefonul, soțul robotnic ne spune că noi să ne lămurim luni. Poate un astfel de izgâi de sâmbătă, duminică? Abia că ieri nu mi-a dat că lumea mâncarea. Și eu pentru asta fac gălăgie mare. Pentru că au dat-o știbă că eu sunt fiul, n-as fiul, dar alții beneficiari, măcar, sub nepăsrădale. Domn Roma, de ce nu faceți un protest? Eu am scris plângere și o să dau lunea la directorul. Da, dar da. Degeaba se iei plângerea, degeaba, pentru că el n-a să iei, dumnealui n-a să iei măsuri. Dar nu credeți așa, pur și simplu, numai nu, decât nu. Trebuie să azi, iei. Azi o făcut cu telefonul o fotografie pe mâncarea anează și sara. Asta un fel de, cum zice, babacuștvam, zanimaită. Puteți să ne transmiteți fotografiile prin Viber sau? Nu, n-am tip, dar vreau să spun că asta știți cum zice, deamu și azi, dar eu am vedere că vineri, seara, mi s-a dat puțin, foarte puțin mâncare, jumătate de polovnic de cartofi. Bă rog, și eu faceți niște poze până luni, faceți zile acestea ce văd de mâncare. Nu pot să vă trimit că n-am telefon așa, iau. Ispanol am telefon și la mine mai scurt telefon pentru de vorbit, dar nu de filmate, ori de asta ia. Aha. Prostoi telefon la mine. Și vă dați și acolo carne, 250 de grame? Eu, aici cum zice, sară o dată am ia macaroane, de-am împălăgat să ne-o dat. Dar ea are frică și de asta eu, dumneavoastră, să bufitarea Lucia, mi-a dat azi normal mâncarea. Dar e bine, tata, are frică, cât e norma să vă dea? Eu nu știu cât e norma, dar eu știu că eu, cum zice, că ies o început a fotografia. Dar eu am început a jălui la minister. Cum puteți spune o plângere când nu știți când trebuie să vă dei? Poate 10 grame, poate jumătate de kilogram de carne. De unde eu știți? Nu de carne zic, eu zic de cartofi, că ieri o dat cartofi. Da, tare da. Poate mi-o dat. Și pentru asta eu am spus că eu nu s-a dus la grădiniță. Eu să fac gălăzii, eu să răzbat toate ușile. Puteți numi câteva nume? Cine v-a dat, cine? Asta, doamnă, bufetarea Lucia. Ei mâine acasă. Bufetarea asta, nu-n bar, cred că, care vă aduce mâncare. Da, bufetarea nu-i care la contină lucrează, face mâncarea, dar care aduce mâncare și dă la beneficiari prin saloane. Vă aduce în salon sau unde stați închis? Unde stăm în salon. Mhm. Și eu mai scurt am scris... Și numai la dumneavoastră ați observat că puțin v-a dat cartofi sau da, un alt? Da. Cartofi de anul ăsta sau de anul trecut? Anul ăsta, ca ieri s-a întâmplat lucrul ăsta, dar pe mine nu mă interesează. Eu sunt concedie. Nu, cartofi de anul ăsta sau de anul trecut, poate de anul ăsta mai puțin și stătă în urmă. Eu n-am idee de și an, dar eu am vedere că mi-a dat puțin, foarte puțin vorporie cartofi. Și eu am făcut gălăzii pentru că eu n-am fost o lună de zile. Luna iunie n-am fost. Dar mâine în iulie m-a apărut să eu să iei testul, ne-a luat testul, lunea fie rezultat. Și am venit să ud școli, să mai mă odihnesc, să mai iau alte haine. Totuși, dumneavoastră sunteți aparte în legătură cu COVID-ul, da? Nu că nu așa cum vorbesc. Eu prostă cum zice, am scris cererea pe 3 luni de zile să mă duc la un sat să muciască. Și eu am venit să mă odihnesc, să ne aleg alte hainele și să văd și în salon la mine, în comnata, cum e la mine. Порядка, ну, с поинженей, флорили, трябва да удат. Și am venit.
dar ei când au văzut, ori rău să ne facă, ori anumit. Știți cum zice, așa se facă. Dă-i te gem, așa se nervează. Dar eu am răzbătut, am sunat la o, este cum zice, tot am un număr telefon, tot... Organizație pentru drepturile omului, da? Nu. Dreptul omului, văd că ne-a spus azi, am sunat și a spus că noi să ne lămurim luni, e tot așteaptă. Dar tot cine așa, știi, de la normă? Nu, eu nu știu, și dreptul omului nu m-a ajutat. Dar eu zic, de eu napremui la Chișinău să sun, la Ministerul Sănătății. Și o ridicat operatorul acolo trupcă și acolo spune că... Vă susținut, da? Cum zicea, să... Vorbile se registrează și eu am și putea vorbi. Ce trebuiește? Și de-amu, eu am sunat la soț robotnic, la doamna Viorica. Dar domnule, zici că noi luni ești hotărâm, dar eu zic, deja pe luni, că eu de-amu azi a trăsnit. Bine, domnul Roman. Centrul de plasament temporal pentru persoane cu dizabilități, municipii Bălți, veteranilor, drop 3, drop 1. Am înțeles, totuși nu penitenciar, dar am înțeles. Dar eu vreau să spun că, pe libomul, cum zici, eu nu pot așa. Eu nu pot așa pentru că eu, cum zici, am 19 ani. De când eu se, la zăvedenile știa, anul să ne am primit. Pe 7 iulie, dar pe 15 săptămâna viitoare, eu am primit 40 de ani. Că adică 19 ani de când sunteți în, aici, în acest... 19 ani. Și eu m-am săturat, de-amă, iar că am 45 de ani, să împlinesc 15 iulie, și eu m-am săturat de haos, de tete. Eu am scris la minister niște scrisoare pe 1-3 iulie. Scris că se citească acolo ea. Să-ți fac trebuie. Bine, domnul Roman, eu vă mulțumesc de sune, dar înțelegeți dumneavoastră că în timpul pandemiei chiar poate problemele nu se hotărăsc așa cum înainte. Înțeleg, da? La dumneavoastră, dar ei nu gândească că lor propriile plini se lipuie în mai și domnul, la lucrătoare și apoi urmă la beneficiare. Totuși la lucrători le pun farfuriile pline, da? Eu nu știu, eu am uitat izolat, dar eu știu precis că le-au pus cât, știți cum zice, dar romanii... Eu vă spun de ce v-am întrebat, fiindcă cartofi poate de anul ăsta poate să mai scump și de atât mai puțin vă dau. Dar totuși după normă, dacă atâtea 350 de grame... Un baton de la 3 persoane, un baton aici de 3 lei, dau la 3 persoane, a psocotit dumneavoastră, cum așa? Înainte dădeau pe luna mai, dădeau, cum zice, jumătate de baton. Dar mă dau, zici că, deși dată ce puțin pâine, zici că batonul la 3 persoane, la 3 beneficiari. Dar batonul de un kilogram, nu? Nu e de kilogram. Batonul este care tăiet plionca. Un baton. Ei, toate sunt peliculă acum. Da. Și n-are un kilogram, eu așa mă gândesc, că n-are. Dar dădeau la 2 oameni, dar mai la 3 oameni dau. Și așa de, eu nu știu, eu pe-libom am spus că eu îți fac așa... Să aveți pretenții la deservire, adică la bucătărie sau la administrație? Da, e ca pretenție, că am scris cerere, plângere, așa dau la director și la... Povărița asta, cum zice, șef Covără. Cunoșteți numărul directorului, adică numele? Am numărul lui, dar nu ridică nici telefon. Bine, mă sunați încă o dată și îmi dictați, vă rog, numărul.